Congresul Surzilor a avut loc sâmbătă trecută la Chișinău. Mihai Petrache, președintele Uniunii Centriste, spunea una, iar tovarășii de partid alta. PCRM în 8 ani de zile a făcut tot posibilul de a-i subjuga pe cetățeni, de a le paraliza capacitatea. Noi, centriștii, anticomuniști, nu se poate. Cum opoziție centriste poate construi un dialog pe poziții anticomuniste? Până la urmă, Tarlev, acest nou împărat Solomon ales de manechinii de la UCM, i-a împăcat pe toți. Am acceptat de a merge cu devizul. Nu împotriva cuiva, lumea obosit de mizerie și critică, dar pentru ceva. Cei drept, Petrache, în loc să limpezească apele, le-a tulburat și mai mult. Marele dubiu pe care îl avem este că domnul Tarlev nu este detașat de actuala guvernare care se numește Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Madame Șlapac s-a apucat să ne învețe deontologie profesională. Codul deontologic lărgește considerabil area de situații încadrate în interesul public major. Interes public, nu-i așa, doamnă? Dar hai să vedem ce știri de mare interes public a plasat una după alta MU1, exact în emisiunea de unde dumneata, Madame Șlapac, ne învățai deontologie. Șeful statului a vizitat astăzi satul de Baștene, Corjova, din raionul Dubăsari. Președintele Vladimir Voronin urmează să se întâlnească cu liderul transnistrian Igor Smirnov. Șeful statului Vladimir Voronin i-a salutat astăzi pe membrii Delegației Republicii Populare Chineze. Și Madame Ostapciuc s-a apucat să ne bage mințile în cap. Numai dușmanii statalității sunt în stare să spună că la noi se trăiește rău. Cu toată dorința fierbinte a unor oponenți de a vedea în continuare Moldova ca o țară săracă și fără perspective, faptele ne demonstrează contrariu. Ea se dezvoltă, merge înainte. Așadar, nu mai încăpem de bine în Republica Moldova, dar acești oameni de unde sunt, tanti Jenia? Aducem mult mai multă lume și trecem la proteste mai radicale. Ca ei să ne audă, să ne simte. Nu se poate așa de făcut, de bătut joc de cei care au apărat. Cerem ajutor material pentru că putem ne duce la București să ne protezăm, să facem proteze. Să trăiască guvernanții bine ca poporul. Așa salariul să-l aibă ei, nu noi. Noi avem mizeria care o avem. Și de ce suntem în stradă? Că vrem un trai decent. Dar ei dacă vor așa salariul, lasă, ne schimbăm cu locul. Noi primim salariul lor, ei să-l primească pe nostru. Greu. Unul singur, mai 50 de grame de salariu, de un tur de acolo. Și greu, cumpăr greu cu greu, mai ieftin ca 8 lei, dar orezul e 30. Da grecica, da ceilalți, și să mănânci, da carne obșor. Tovarășa Ostapciuc, acești oameni v-au convins cum se trăiește pe la noi? Nu? Să continuăm. Republica Moldova a avut o competiție foarte dură cu Albania pentru locul întâi de a fi cea mai săracă țară din Europa. Da. Noi am câștigat detașat acum, deci cu certitudine Moldova în prezent este cea mai săracă țară din Europa. Noi pe sotari și trăim. De ce? Pentru că condițiile noi în Moldova sunt foarte rele. Condițiile și viața care noi o ducem în ziua de astăzi aici, cu toate că studii superioare, ești foarte este jos salariile și cerințele sunt foarte mari și prețurile sunt europene. Când e vreodată să plecați peste hotare? Toată vremea. De ce? Fiindcă aici nu este posibilitate de un trai decent și suntem ca toată lumea, dorim și noi să trăim mai bine. Unica scăpare e de a pleca pe scăpare. La primărie continuă circul, dirijat din umbră de actuala putere roșoranj. Noua scula lui Voronin, tânărul Eduard, a schimbat noaptea trecută lăcățile de la niște birouri din primărie. Tânărul Dorin a povestit presei ce s-a întâmplat. Azi noapte în primărie a fost comisă o infracțiune și anume aceea de pătrundere prin infracție, prin spargere, în 4 birouri din primărie. Acum să vedeți cum comentează cei de la Euroșca TV această știre. Gestul președintelui CMC a provocat o reacție violentă a lui Dorin Chertoacă, tânărul edil adoptând cu lejeritate și de această dată postura de victimă a unor scenarii oculte.
Pentru a diaboliza acțiunile președintelui CMC, Dorin Chertoacă a elaborat un scenariu desprins parcă din detectivele hollywoodiene. Filme horror, Duduie? Reacție violentă, zici? Dar stăpânul vostru cum reacționează? Nu, nu ăsta. Stăpânul ăla mare. Acte de clemență. Președintele Vladimir Voronin a semnat un decret privind grațierea doi condamnați familie. Păi, cum să nu? Clemență? Dacă vă hrăniți la treuca lui, dar acest papa de la Chișinău nu numai că taie, spânzură sau grațiază pe cine vrea, el are și inițiative prețioase, prezentate de colegii voștri de la MU1. La propunerea președintelui țării, Serviciul Sanitar Epidemiologic de Stat va fi reorganizat în Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătății Publice. Nici cei de la Nitul dintre Seceră și Ciocan nu stau cu mâinile în sân. Taisia Voronin se gândește și ea la popor. Am adunat din nou ca să celebrăm pentru a treia oară această cea mai mare de suflet zi, ziua bunicuței în Moldova. Are dreptate, madame Ostapciuc. În Republica Moldova totu-i bine. Мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, я чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю.